fost prezentat așa în mare și în detaliu, cam știți despre ce e vorba. Vreau să spun că implicarea pe față a politicului în viața acestei instituții, presiunea constantă, susținerea constantă, organizată și coordonată a unor manifestări politice la nivelul acestei instituții este de notorietate și nu trebuie să vă mai spun eu. Eu pot să vă spun că am constatat când în sfârșit am reușit să ajung la teatru în scaunul acesta, am constatat că mai mulți angajați refuză să-și îndeplinească atribuțiunile de serviciu. Atribuțiunile de serviciu pe care ei le încalcă, le sunt plătite cu sume importante. Așa de pildă, domnul Marius Rogojinski, căruia i-am cerut în nenumărate rânduri, și telefonic, și verbal, și înscris, și cum vreți dumneavoastră, l-am și rugat, numai în genunchi nu m-am pus, să-mi dea cele două titluri de spectacole pe care are obligația să le monteze anual la teatru. Domnul Rogojinski mi-a prezentat de fiecare dată câte un concediu medical. Am constatat ieri că în timp ce pe data de 11 era în concediu medical și fiind în concediu medical am anulat o deplasare a teatrului cu un spectacol al domniei sale la care el trebuia să fie parte la Brăila, se afla pe zidurile cetății Neamțului și era foarte sănătos și foarte bine. Dar concediu medical este și l-aveți aici. În același timp, tot sănătos și foarte bine, era și pe data de 26 august, când prezenta festivalul Sărbătoarea Muntelui de la Suceava. Dar pe 1 septembrie, iarăși s-a îmbolnăvit, data la care dumnealui trebuia să-mi prezinte cele două titluri de spectacol. De altfel, același lucru, întârzierea reluării activității s-a datorat exact același lucru. A fost în concediu medical la data de 7 august, 8 august, când trebuia să vină. Același refuz de a-și îndeplini atribuțiunile de serviciu cu unic scop de a aduce un pensionar în teatru a fost demonstrat și de către fostul manager, domnul Iftode. Domnul Iftode, într-un an jumate, a avut un unic obiectiv: să obțină derogare de la ANI, de la Consiliul Local, de la UNITER, de la unde vreți dumneavoastră, ca să fie angajată soacra domniei sale, doamna Aurica Dobrescu, actriță pensionară, pe postul acesta. Când spun că a avut un unic scop ăsta, citez din adresa, din una dintre multele adrese pe care le-a făcut domnia sa, către Agenția Națională de Integritate: solicit precizări cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea existenței sau inexistenței stării de incompatibilitate sau conflict de interese între subsemnatul și soacra mea în posibilitatea încheierii unui contract de drepturi de autor. La solicitări simple de îndeplinirea obligațiilor de serviciu sunt sabotat de către acest grup, a cărui unic scop este acela de a nu-și îndeplini atribuțiunile de serviciu aici, la această instituție, dar a face tot felul de ciubucuri în altă parte. Domnul Rogojinski, care s-a prezentat, l-am văzut acum în cârje, foarte bolnav, dar cu o săptămână nu era bolnav și nu era așa, cum se vede din reportajele de la presa din Suceava. Deci, domnul Rogojinski, pentru cele două spectacole care trebuie să le pună pe an, are un salariu de aproximativ 3.442 de lei pe lună. Domnul Rogojinski n-a montat un spectacol din anul 2015. În 2015-2016 trebuia să monteze 4. El până acum n-a montat niciunul și n-am nicio propunere până la momentul ăsta. Domnul Marius Rusu, violent, verbal, și cu doamna Ștempel, violenți verbal contestatari împotriva mea. Domnul Rusu este profesor la Școala Populară de Arte, la Liceul de Arte. În același timp, domnia sa este și clown autorizat și Moș Crăciun împuternicit pe pământ la Botoșani. De aia am mari probleme cu derularea programului pe luna decembrie. În momentul de față,
vă arăt aici un document care spune așa, la o întrebare simplă, sunteți de acord să îndepliniți HCL66? Adică, planul de management, despre ce e vorba, pentru ce primești domnia lor salariu, lucru pentru care eu am fost numit aici de către Consiliul Local și împuternicit și mandatat cu toate drepturile și datoriile înscrise în contractul de management. La întrebarea aceasta simplă, domnul Iftodie îmi răspunde, solicit temeiul legal prin care îmi aduceți această întrebare legată de planul dumneavoastră de management, care e al dumneavoastră, nu al meu. Este scris holograf. Se pare că domnia sa s-a anunțat că e în concediu, a cerut o adeverință medicală. Nu știu. Tot timpul când e de plecat undeva, când e de făcut ceva, se îmbolnăvește cineva. Domnul Rusu și doamna Ștempel, la aceeași întrebare îmi răspund că mă voi adresa ordonatorului de credit. Deci e o întrebare simplă, ceea ce știți cu toții că Consiliul Local m-a investit cu putere depline și cu responsabilități totale în administrarea acestei activități finanțate de către Consiliul Local. Da,